Două întrebări scurte. Deci, până la urmă, campionul mondial a venit, da? A venit, a văzut. Da? În mare așa, ce ne puteți spune despre el? Bineînțeles, nu sunteți dumneavoastră tehnician acum, știu asta, dar de ce ați insistat pentru el? Că știu că l-ați vrut, Rapidul a vrut neapărat pe, cum îl cheamă, Cristi, mai zi-mă? În Bapoe sau cum îl cheamă? Bam Goe. Da, mă rog, este un jucător pe care vream de mai mult timp, noi am mai avut discuții cu el și în vară. Ne place foarte mult și lui Adi a plăcut foarte mult. Am avut departamentul de scouting care s-a uitat în perioada asta la el și credem că e un jucător care se va potrivi foarte bine pentru stilul nostru de joc. Este genul de fotbalist de forță sau mai degrabă tehnic? Eu cred că are ambele. În primul rând e genul de fotbalist de viteză. Are o viteză destul de bună, spre foarte bună și are și o tehnicitate ridicată. Până să dea și goluri, na. Noi sperăm să aibă din toate. E, ca să zic așa, pe spiritul Giuleștiului? Eu așa sper, așa cred. Da? Vom vedea, nu? Să vedem și la treabă. Da? Face practic mai multe posturi, din ce înțeleg? Din ce știu eu, poate să joace în benzi, în oricare bandă. Deci, jucător pe care l-ați dorit și în vară și n-ați putut să-l luați, nu? Da, în vară nu. Am ajuns la un agreement cu cei de la MOL, Viti, și acum am reușit să ajungem la un acord. E primul transfer, nu, domnul Angelescu, din perioada asta, nu? Este primul, da. Mai urmează? V-am spus, mai suntem în negocieri cu încă cineva, dacă vom reuși să definitivăm bine, dacă nu, o să rămână doar acesta. Noi sperăm să mai efectuăm încă un transfer. Da, nu, dar nu e, mi-a zis parcă data trecută că nu e vorba de Morar de la Petrolul, nu? Grozav. De Grozav de la Petrolul, da. Pardon. Nu este ok. Noua dumneavoastră achiziție pe care ați adus-o, până când a semnat? 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate și cât v-a costat? Asta nu pot să vă spun. Mi-a costat ceva, dar nu, pot să vă spun că nu este o sumă extrem de mare, dar am plătit o sumă de transfer pentru el și sper să merge. Bun, al doilea transfer, când spera să-l închide? Săptămâna asta? Nu știu, vedem, repet, până la sfârșitul perioadei. Sperăm că, nu știu, o săptămână, 10 zile să reușim să-l închidem. Dacă nu este problemă, pentru că, repet, nu ținem neapărat să facem și al doilea transfer, dar dacă vom putea, îl vom face.